Bun, hai înapoi că mai sunt 2 minute și cam într-o minută ajung acolo și acolo e trenul. Plecăm și noi. Asta o fi sosit de la Dorohoi. Wow, și acolo o sosit ceva. Salutare tuturor și bine ați venit la un nou videoclip. Sunt aici pe trenul de Iași-Urdău și facem traseul Iași-Urdău. Așa că haideți să dăm drumul. Linia Podul Iloae Urdău. No, trenul pleacă de la Iași, dar 64 de kilometri. Noi de la... o să ne concentrăm mai mult pe Podul Iloae Urdău, pentru că Pașcan Iași e deja filmat. Și da, salutare! De la Podul Iloae până la Urdău sunt 41 de kilometri. Asta ca fapt divers. Oricum, ce am de deschis, o să văd dacă nu deranjez pe nimeni, mai târziu vedem. Și apoi, continuăm și așa mergem. Stația Alexandru, Dețcani. Nu, acolo o să mergem, noi trebuie să ne întoarcem cu spatele în față. Așa o să mergem, ăla e linia aia, către Urdău. Interesant linia asta cu abătuta. Oricum stația Podul Iloae. Da, ne-a părăsit linia 66 acum și am intrat pe 67. Podul Iloae Urdău, 35 la ora limitare, văd că. Salutare, 12 iunie 2022, 10 și 5 minute, acum am trecut de o altă aici și continuăm 30 de vitare, deci până acum foarte slab, atât pot să zic, dar mergem, abordăm toate liniile, cum am mai zis, și va fi chiar bine. Haideți că am mai mărit un pic viteza până la 50. Dar nu e extraordinar. Știți foarte bine, liniile astea secundare sunt cam praf. De exemplu, pe linia Dorohoi-Iași se merge cu 70 la oră în mare parte. Sau Titan Sud-Otenița și acolo 80 la oră. Și acum unii veți spune, dar și ce, asta e viteză? Ar trebui să meargă 100-120, nu știu ce. Bine, nu dieselere, că asta automotor. Ce să facă automotorul? Mai mult de 120, nu prea știu că există automotor să meargă mai repede.
Da, nu. Adevărat, adevărat. Asta nu e viteză, dar pe liniile secundare îi. Ceea ce considerăm noi. În rest, da. Nu, văd că sunt ceva desfășurări pe aici. Partea cealaltă nu-i nimic. Alta spinoasă. Bate bine vântul pe afară, ceea ce într-un fel nu-i bine pentru mine. Să văd eu la hârlău ce prind. Ne depășește mașina lejer. Oricum, dacă v-a plăcut acest video și vă place să descoperiți țara din punct de vedere feroviar, vă rog să vă abonați, dați un like, dislike, oricare, ca să știu dacă fac un videoclip bun sau rău. Mersi! Fii curios ce a fost ăsta cândva, dar e degradat. Ceva funcționește pe aici. Belgești. Mirăm o țără. Ce nu știți mulți e că linia 67 asta cu podul Idoaie Hârlău. Bă, vreau să continue până la Botoșani, dar n-au mai bucat. Că în anii 90, no, a venit revoluția, chestii, și au făcut, nu știu, au mai pregătit acolo ceva, tunele, terasamente, chestii și l-au abandonat, no, tipic românesc. Și au rămas așa. Acum nu o să pot să mă uit la toate ce o să mă duc pe acolo, la Hârlău, dar poate altă dată să mai revin. Punct oprire podului. Ceva interesant de mai adăugat e că între Iași și podul Idoaie numai la Lețcani a mai oprit, în rest nimic și crearea e destul de mare distanță dacă mă întrebați pe mine. Urmează ceva. Alta Hodora. Mă, frate, da, de undeva vine un vânt din ăla. Că se simte bine că nu-i frig. Dacă ar fi frig, ar simți oameni și mai tare. Așa o vreme bună și vine încolo.
partea asta. No. Cotnar, ia. Aici e Cotnarul. Nu știu, chiar nu știam. Oricum, fără serviciu, e luat de natură. No. Parcă am văzut tot din aici. Haide. Hop. Asta ce pleniță. Desfășurarea pe aici și clădirea cam așa. Ok, nu se compară cu nimic, adică am fost eu în multe locuri și multe stații sau capeți, dar nu chiar așa. Mă rog, spune ca și Titan Sud, dar nu, Titan Sud e Titan Sud. Oricum aici e intrarea în stație, zona asta, încolo e podul Iroaie, de unde am venit. Sunt ceva linii, eu 5 am numărat, multe automotoare rămase aici, văd că ăsta 63 practic ăsta, dar nu, eu nu țin cont de numerele lor pentru că eu nu prea îs cu astea. Suntem la Hârdău, stăm cât putem pentru că imediat merem înapoi, călător sunt cu același automotor, merem numai cu alt număr, că nu, alt număr are trenul, că așa e normal. În rest, mă duc să mai duc în fața acolo și pe afară, dacă este ceva, să văd cum e. Sunt niște cadre faine și pe aici, dacă te gândești. Da, aici se ia bilete, nimic special, numai o casă și în rest să mergem și pe afară să vedem. Da, nu mă aștept la cine știe ce. Totuși are două container aici în perete. Wow! Stați să vă arăt. A, prima dată accesul aici. Pe undeva pe afară, mere încolo. Asta nici nu știu ce a fost, aș fi curios, dar acum nu prea am timp să văd. Altă chestie, aici scrie Hârdău cu A din Ă, A din Ă sau Ă din Ă, sau mă rog. Și dincolo scrie cu I, deci asta am vrut să zic. No, și din ce am înțeles încolo voia să continue linia, era și tunel mai încolo și trebuia să ajungă până la Botoșani. Mai îți povești din astea, aici linia e întreruptă, văd că nu știu ce era, acolo intra ceva, cum trist, că normal putea să fie și asta o linie mai importantă. Dacă aveam jumătate de oră de stat aici, mai meream și eu mai încolo. Și filmam mai mult. O să mă duc un pic până pot
În rest, nu prea pot să vă arăt mare, mare lucru, numai ce vedeți. Da, apropo, vântul bate. Nu știu, hopa, cred că aici se mai bagă automotoarele, nu știu exact. Și da, încolo continua linia, cred că acolo în Bălării trebuia. Din păcate, acum n-am timp să mă duc încolo, a trebuit să ocolesc mult. Putea să fie ceva mult mai bun. Dar multe povești, acum mere prin Suceava, Verești, să ajungi la Botoșani acolo. Na. Și la Verești am fost, și la Botoșani am fost, este și traseul. Trebuie să vă uitați, este videoclip. Nu se pot spune acum multe, o să revin aici pe un viitor. Chiar vreau să abordez mai în delete povestea asta și să mă și pregătesc ca lumea mai mult. Este aici Daniel, îl salut, foarte tare că m-a bătut la cap mult timp și m-a invitat, dar până la urmă am ajuns, na, așa, din întâmplare, din voie, din nevoie, na, ești aici, foarte tare, nu știu încolo ce îi, o fi ceva, cred că dacă pot o să mă duc să mă bag impresii, din fericire s-a mai încălzit, e vreme plăcută față de ce am prins la Mangalia, la Constanța. Pe trenul nu e problemă că stai în căldură, dar în rest, da. Să văd ce aici, acces, drum, nu știu ce. Puț de reparații sau ceva de genul. Fain. Dacă tot. Încărcare, descărcare era cândva asta. Și acolo e ceva. Au fost. Și fii curios ce au fost ăla. Cu turnul și cu chestii, cu siguranță nu se mai folosește și aici, na, cam așa. Da, știți că îmi plac lucruri părăsite, una dintre astea e aici și închis. Nu știu ce coborâre a fost ăsta, ce vroia exact să fie, nu-mi dau seama. A, 11 și 12, la 18 pleacă. A, da, mă rog. Și acolo era ceva, nu? Cred că mă zic să merem înapoi. Am văzut ce am putut să vedem până acum. Vedeți că puteam să mă duc încolo, puteam să mă duc în spate, puteam să, cred că să duc și din partea aia, dacă aveam mai mult timp, da? Așa s-a nimerit acum. Ce să și faci? No, merem. Și urcăm și noi pe tren, că ar fi timpul. Așa că eu o să-mi iau rămas bun așa frumos de la voi, de aici, de la Hârlău, ziceți părerea voastră despre videoclipul acesta, cum au reușit, ce ați văzut, dacă aveți ceva întrebări sau adăugări, vă aștept cu respect, dați un like, dislike, oricare pentru că contează, distribuiți mai departe, atingeți și clopoțelul și ne vedem în următorul videoclip. Salutare și pace, să fiți iubiți, de aici, din Hârlău. Bye!